În următoarea situație, mai multe autovehicule se deplasează în spatele acestui autocamion care se deplasează la rândul lui cu o viteză mai mică. Deci, în acest caz, conducătorii vor efectua depășirea rând pe rând. Nu se permite depășirea, iată așa, în grup sau așa ca un trenuț. În acest caz, conducătorii care se deplasează, iată, din spatele acestui autovehicul, nu vor observa ce se întâmplă, iată aici, pe banda destinată sensului opus de circulație. Deci nu se pot asigura. Așa depășire se va efectua în condiții în care acești conducători nu au vizibilitate. Câmpul vizual este limitat. Iată, observați ce se poate întâmpla în așa caz. Deci ăsta primul va reuși să revină pe banda de circulație inițială, pe când ceilalți 2 sau 3 vor produce, iată așa, accident. Corect și regulamentar ar fi ca depășirea să fie efectuată a câte un autovehicul. Deci primul a efectuat, merge al doilea, al treilea și așa mai departe. În acest caz, fiecare conducător va avea un câmp vizual suficient pentru a se asigura.